Aleina de la Casa Iubirii a primit întrebări despre Ștefan. Chiar după ce tânărul a început o relație cu Katinka, Aleina a fost una dintre cele mai controversate concurente din sezonul al treilea al emisiunii Casa Iubirii, iar parcursul său competițional s-a încheiat printr-o descalificare. Imediat după ce Bruneta s-a întâlnit în afara casei cu un alt concurent, deși se afla într-o relație cu Ștefan. Atunci când a părăsit emisiunea, Aleina i-a transmis iubitului ei că îl va aștepta afară, însă se pare că legătura lor nu a mai putut continua. Recent, Ștefan a intrat într-o relație cu Katinka, iar despre povestea sa cu Aleina, fostul concurent de la Casa Iubirii nu a mai vorbit deloc. Totuși, unii dintre oamenii care i-au susținut pe Ștefan și Aleina în emisiunea matrimonială, încă speră la o împăcare între cei doi, în urmă cu câteva zile, Bruneta a primit un mesaj neașteptat din partea unui internaut, care îi vorbea despre ștefan. Deci tânărul se afișează extrem de desalături de Katinka, noua sa iubită, persoana respectivă a vrut să afle dacă mai există vreo șansă de împăcare între el și Aleina, te-ai împăcat cu ștefan. A fost mesajul pe care l-a primit Aleina în secțiunea de comentarii de la una dintre postările sale de pe Instagram. Ștefan și Katinka din ce în ce mai apropiați în ultima perioadă. Ștefan și Katinka, foști concurenți în sezoane diferite la Casa Iubirii, și-au surprins susținătorii și au început să se afișeze împreună din ce în ce mai des. Înainte de a-și oficializa relația, cei doi erau întrebați dacă formează sau nu un cuplu, iar ei au decis să clarifice situația. În urmă cu câteva săptămâni, foștii concurenți de la Casa Iubirii spuneau că s-au întâlnit imediat după ce Ștefan a părăsit competiția și s-au plăcut de la prima vedere. Mai mult, cei doi mărturiseau că se înțeleg de minune și că își doresc ca lucrurile să evolueze între ei. Ștefan, ne întreabă lumea, sunteți împreună. Ca să înțelegeți, ne înțelegem super bine în momentul de față. Ne-am văzut o singură dată și atunci ne-am înțeles extrem de bine, Catinca, ca avem foarte multe lucruri în comun și cred că, dacă el s-a înscris pentru mine, automat a văzut că aș fi tiparul lui de femeie. Iar eu când l-am văzut, am zis: ăsta chiar e tiparul meu de băiat. Vom vedea dacă lucrurile vor merge în direcția bună, dar eu zic că da, spuneau foștii concurenți de la Casa Iubirii într-un live pe TikTok.